Adversarul lui Jeffries Paradans din Grecia, John Michael, The Deadly Rose. Ambii jucători au mulți fani în public și se bucură de o primire călduroasă. În fiecare an la București mulți jucători și jucătoare din Grecia, aproximativ 40 de persoane anul acesta s-au înscris în concurs. Mă aștept la o atmosferă mult mai electrizantă pentru această a doua semifinală a Romanian Classic Darts Open 2019. Câteva săgeți de încălzire pentru cei doi. Cum vă spuneam un pic mai devreme, concursul a început sâmbătă dimineață. Cei doi au reușit să treacă de fiecare etapă pentru a ajunge în această semifinală. John Michael cu victorii în fața olandezului Gino Vos sau a englezului Adam Malt, precum și eliminarea favoritului numărul 2, Wayne Warren. John a fost prezent și la primul Open organizat în România în anul 2010. Și vom vedea, vă promit, un meci de mare calitate. Sunt doi jucători în formă și urmează să ne arate ce înseamnă dartsul spectacol. Au început deja excelent cu 140, două triple de 20 pentru fiecare dintre ei la aruncarea de debut. 60. John Michael joacă darts din 1989 și este în vârstă de 44 de ani. A cochetat cu BDO-ul și cu PDC-ul, a avut între 99 și 2009, a jucat în British Darts Organization, competiție sub egita căruia se desfășoară și acest turneu. Apoi, între 2009 și 2011, a jucat în Professional Darts Corporation. Iar din 2012 până în prezent a revenit în British Darts Organization. Sunt multe turnee câștigate de grec în palmares, majoritatea Open-ul Greciei și campionatul național al Greciei, dar și victorii în Malta de 4 ori, în 2004, 2007, 2012 și 2018, precum și în Cipru, Austria. Multe victorii până la vârsta de 44 de ani, însă cred că pentru John Michael perioada bună abia începe. Am ajuns în zona închiderilor. Jeffries Paradans în 48, are nevoie acum de o dublă de 16. Ratează în interior, asta înseamnă că are dubla de 8 rămasă. Două săgeți pierdute pentru Paradans. Michael în 156 are nevoie de două triple de 20. Reușește prima săgeată. Un pic ratată a doua. 100 de puncte în final. Și Jeffries Paradans reușește cu prima săgeată să închidă. 1-0 pentru olandez. Cel de-al doilea leg îl începe grecul. 100. Dacă John Michael l-a eliminat pe favoritul numărul 2, Wayne Warren, ei bine, Derek Telnekes a trecut de favoritul 29, slovacul Benjamin Pratnemer, în faza ultimilor 32. Apoi l-am învins cu scorul de 4-1 pe Costas Pantelidis, un alt grec pe care l-a întâlnit la Romanian Classic Darts Open, olandezul. Iar în faza sferturilor de final, Derek a trecut cu 4-2 de un britanic, de englezul John Scott.
100. Două triple de 20 pentru olandezi, a fost aproape de 180 de punctajul maxim. Ultima săgeată însă a ajuns în sectorul 20 simplu. 173 rămase, coboară la 19 probabil. Ar fi dorit o triplă de 19, reușește două triple de 3. Un pic ghinionis la această serie de aruncări olandezul. Formatul jocului cel mai bun din 9 leguri. Primul jucător care ajunge la 5 leguri câștigate se califică în marea finală. Marea finală unde așteaptă, cum vă spuneam, Dirk Telnekes. Buroșu, o triplă de 15, 95 de puncte, asta înseamnă 40 de puncte rămase, aruncă însă foarte departe la dubla de 20 olandezul. Ar fi fost cea mai spectaculoasă închidere de până acum. Și până la urmă, John Michael reușește să închidă acest al doilea leg al meciului, este 1-1. Ambii jucători până acum și-au câștigat legul pe care l-au început. Niciun break. Un început mai timid, fără triple în acest leg 3. 58. Iată cât de concentrat este John Michael. Știe că ar fi putut profita de acest început slab al lui Jeffrey. 6 săgeți și doar 90 de puncte. 81. Bună ultima săgeată, 81. Arbitrul acestei întâlniri este nimeni altul decât olandezul Jacques Nieuwvlat. E unul din cei mai cunoscuți arbitrii din lume în darts și unul dintre cei care se ocupă și arbitrează de fiecare dată la campionatele mondiale WDF și la campionatul european de darts WDF. 100. Cu primele două săgeți, câte un 20, apoi un 1, doar 41 în total, Jeffrey la 230 de puncte. Prima săgeată în triplă. Să vedem dacă rămâne acolo olandezul, rămâne și reușește 140 de puncte. 90 rămase. John Michael și el cu o triplă, 100 de puncte, rămâne însă în 171, un punctaj pe care nu poți să-l închizi din 3 săgeți. Olandezul o poate face la dubla de 18 și iată-l cât de frumos a reușit să închidă 90-ul. O triplă de 18 urmată de dubla de 18 pentru Jeffrey Sparidan. La 25 de ani, Jeffrey Sparadans are deja un palmares important cu victorii la Openul Cehiei, England Classic în 2017, Openul Ungariei, de asemenea în 2017 și Openul Elveției în 2016, victorii ale olandezului în circuitul BDO. La campionatul mondial a pierdut 100. În preliminarii în ediția din 2018 și este în prezent locul 23 în ierarhia British Darts Organization.
De asemenea, component al echipei naționale a țării sale. 100. Și ce competiție este în Olanda pentru a fi în lot? Lot care, mai mult ca sigur, va ajunge în România în luna octombrie, atunci când Federația Română de Darts va organiza alături de World Darts Federation cel mai mare eveniment din lume, și anume Campionatul Mondial de Darts pe echipe, WDF. Dar despre asta vom vorbi un pic mai târziu. Pentru că John Michael a reușit o închidere super spectaculoasă. 145. O închidere la dublu 20 de peste 100 de puncte și este din nou egalitate. De această dată egalitate la 2. Jucătorul care ajunge primul la 5 merge în finală, nu se joacă la diferență de 2 obligatoriu, așadar dacă cei doi vor merge cap la cap până la 4-4, se va juca leg decisiv. 47. Câteva încurajări pentru John Michael din partea susținătorilor din Grecia și iată răspunsul lui John, 180. Punctajul maxim. Iată-i și pe spectatori prezentând cartoanele cu 180. Pare să fi recuperat începutul mai slab grecul și să fie el cel care este în control în aceste momente. Doar 44 pentru Jeffrey, care rămâne mult în spate. 81. Își ia un pic mai mult timp Jeffrey, încearcă să reseteze ultimele repere și să o ia de la capăt. A avut o cădere, o scădere a mediei destul de mare. Și în fața unui jucător cum este John Michael, te va costa, îl va costa. Iată, ratează la dubla de 18, din nou o închidere de peste 100 de puncte, pornită de la 115. Centrul verde înseamnă 25 de puncte, a rămas apoi 90 și a încercat tripla de 18, 54 și dubla de 18, 36. Se întoarce acum cu 3 săgeți John Michael la această dublă de 18. Prima săgeată foarte aproape, a doua un pic mai departe, are nevoie să coboare puțin, o face însă prea mult și intră în sectorul 18 simplu. Jeffrey nu poate închide. Punctajul maxim care se închide în 3 săgeți este 170. 97. Dubla de 9 pentru 3-2 pentru John Michael. Ar fi un break. Moment important al meciului, să vedem, și John Michael ratează încă 3 săgeți. Incredibile ratări, presiune prea mare pe care John nu a reușit să o gestioneze. Și o șansă importantă pentru Jeffrey de a câștiga un leg pe care l-a jucat foarte rău până acum. Ajunge la dubla de 16 și să vedem, intră în sector. Săgeată de leg ratată la dubla de 16. Asta înseamnă încă 3 șanse pentru John Michael la acea dublă de 9. Are și un mic dialog cu publicul. Un 1 simplu, dubla de 4 cu ultima săgeată. Ratează din nou John Michael. Presiune prea mare pentru cei doi, emoții.
Jeffrey salvează acest leg cu dubla de 8. John Michael râde, însă nu cred că e râsul lui. Știe ce moment important, ce șansă importantă a ratat pentru a face break-ul. 3-2 pentru John Michael în semifinala a doua de la Romanian Classic Darts Open. Două triple de 20 validate printr-un gest de încredere maximă pentru Jeffrey și 140 în total. Așa cum am văzut un pic mai devreme, în prima semifinală, Derk Telnekes s-a calificat în finala Classic Darts Open cu o victorie categorică 5-0 în fața britanicului Gary Robson. Așteaptă să vadă cine merge mai departe din din această partidă, Derk. Câștigătorul Classic Darts Open pleacă acasă și cu un premiu de 1300 de euro, în timp ce la Romanian International Darts Open locul întâi se premiază cu 2000 de euro. Sunt premii mari pentru circuitul BDO, premii frumușele pentru un weekend de darts. Acești jucători au sponsori, au preplătit întreg sezonul deplasările, iar aceste premii plus seriile în care organizează jocuri demonstrative îi fac să fie jucători profesioniști și practic să trăiască, să se întrețină din banii câștigați din acest sport. Aplaudată ultima aruncare a lui Jeffrey, a reușit să strecoare ultima săgeată în sectorul triplei de 20. Un răspuns frumos al lui John, 140, însă Jeffrey are nevoie de dubla de 10 acum. Intră în sectorul simplu, dubla de 5, sus, lângă 20, ratează Jeffrey la dublu 5 pentru 4-2. Un 17 simplu, un 20 și ratează și la dubla de 10 John Michael. O serie de 10-12 săgeți ratate la dublă pentru John Michael. Foarte multe, nici el nu înțelege ce se întâmplă cu jocul lui. Un 1 simplu îl lasă din nou în dublă pe Jeffrey. Ratează la dublu 2, are nevoie de dubla de 1. Ratează și la dublu 1. Cam multe ratări la dublă pentru cei doi jucători. Dublu 10. Să vedem. Prima săgeată aproape. A doua reușită după atâtea și atâtea șanse ratate. John Michael egalează la 3. Cei doi jucători merg cap la cap. A fost 1-1, 2-2, acum 3-3 în semifinala Romanian Classic Darts Open. Să vedem cine va rezista presiunii mai bine. Cine va gestiona momentul. E un joc sub așteptări pentru fiecare dintre ei și pentru mine. Acești doi jucători pot juca mai bine decât au făcut-o până acum și sper să înceapă să ne arate ceea ce pot. 46. Pentru jucătorii români care vor să înceapă darțul, ar fi un prim sfat așa, să nu facă ce fac cei doi în aceste clipe. Prea multe momente în care își arată prin gesturi starea,
ar trebui să fie un pic mai, mai calm și să nu transmită adversarului starea de nervozitate sau lipsa de încredere în închideri. Până acum, cei doi au arătat cam mult din emoția trăită. Iată-l din nou gesticulând pe Jeffrey. pentru John, care este în față în acest leg, mai are 88 de puncte rămase, în timp ce Jeffrey Spardans așteaptă la peste 200. 88, să vedem, pentru 4-3, vine tripla de 20, dubla de 14 în interior, dubla de 7 cu ultima săgeată tot în interior și rămâne în 7 puncte. Nu este încă atât de rău pentru John, pentru că adversarul lui, Jeffrey, are 174 și nu va putea închide la această serie de aruncări. 41. John, you require 7. John Michael se întoarce la 7 puncte. O dublă de 2, din nou în interior, dublu 1 cu ultima săgeată. Nu, mult, mult prea jos. Încă două săgeți ratate la dublă. Un procentaj catastrofal până acum la închidere pentru John Michael. Prea multe șanse ratate. 7 puncte rămase acum. Va încerca din nou un număr impar. Aproape să depășească punctajul. Până la urmă, John Michael închide și se distanțează la 4-3. Chris John Prime first. Game on. Cred că cei doi au intrat un pic prea mult în dialog cu publicul. Sunt două tabere clare aici în sala ronda hotelului Intercontinental. Grecii plus jucătorii din zona balcanică îl susțin pe John Michael, în timp ce britanicii și vest-europenii pe Jeffrey. Multe reacții după fiecare închidere și semne către public din partea celor doi. Pare că sunt un pic deconectați de la ținta de dart și angrenați prea mult în acest dialog de la distanță cu suporterii. 47. Doar 47 pentru Jeffrey Spardans, care este condus cu 4-3 și aproape de eliminare. Acest leg de 501 a fost început de către John Michael. Spardans are nevoie de break pentru a salva această a doua semifinală a Romanian Classic Darts Open. 100. Două triple de 20, două 20 simplu și a treia săgeată tot în sectorul simplu pentru John. Doar 40 pentru Jeffrey, ultima săgeată nu punctează. Pentru a puncta, săgeata trebuie să rămână înfiptă în țintă. Michael la 256, Jeffrey Spardans în 217 acum. 140 punctajul lui John Michael, care se apropie de victorie. Mai are nevoie de numai 116 puncte, un punctaj ce poate fi închis din 3 săgeți. Are nevoie de o singură triplă. Să vedem unde va alege să arunce John, la 20 sau la 19. Sunt două trasee la acest 116. A mers către 20, un 20 simplu. Încă unul, nu va putea închide la această serie, însă rămâne în 16, în dubla de 8.
Olandezul în 174 reușește 134 și pune presiune pe John Michael. Rămâne în 40 de puncte acum Jeffrey. 40 de puncte Jeffrey, 16 John Michael. John își ia un pic mai mult timp, sunt săgeți de meci, săgeți pentru finală, să vedem. Și John Michael reușește să se impună, reușește să închidă cu prima săgeată la dubla de 8. Știe că nu a fost cel mai bun meci al său, însă până la urmă cea mai importantă este victoria. Come on, ladies and gentlemen, put your hands together. What a great run he had from cei the Netherlands. Se îmbrățișează. Aplauze pentru Jeffrey Spiridon, care a ajuns în semifinală. Însă mai departe merge grecul John Michael. Știm primii doi câștigători, Derek Telnekas și John Michael, se vor întâlni în finala Romanian Classic Darts Open mai târziu.